Bună, dragilor! Sunt Teodora, ce mai faceți? Mă bucur să vă reaud pe toți. Uh, noi încă ne bucurăm, să spunem, de perioada Paștelui, pentru că uh, avem oferta specială până pe 23 aprilie. Ce înseamnă, de fapt, această ofertă specială la noul curs lansat? Înseamnă că voi achiziționați un curs, iar pe al doilea îl primiți cadou de la Epurașul de Paște, de la Bistory, adică noi cei mai drăguți, chiar acum mă aflu pe cursurile lansate, pe PDF-urile lansate, aș vrea să vă arăt cât de frumoase sunt și cât de colorate sunt pe Madlene, minunatele Madlene după cum observați, avem 88 de pagini delicioase, colorate, cu foarte multe explicații și trebuie să-i mulțumesc lui Cristian pentru aceste poze absolut superbe, superbe Haideți, avem aici drepturile de autor, ca la orice carte, și ajungem la minunatul cuprins, ca să vă spun exact ce cuprinde acest curs de madlene. După cum știți, eu la fiecare curs încep cu un mic istoric, pentru că dorim cumva să aflăm și despre istoria acestor produse. Este un istoric foarte dulce și frumos, avem un capitol uh, despre Madeleine și aspecte importante, pentru că este foarte important să știm cu ce ingrediente lucrăm uh, și fiecare detaliu important la fiecare. Avem formele de copt, de asemenea formele de copt, pentru că foarte mult și m-ați întrebat uh, cu ce forme lucrăm, nu găsesc anumite forme uh, și atunci eu am prezentat pe larg formele de copt pe care mi l am achiziționat și modul lor uh, de folosire. Avem 6 rețete minunate de madlene. Le tot laud, da, dragilor, și le laud pentru că, într-adevăr, sunt extraordinar de bune. Vom face madlene cu vanilie, madlene cu lămâie, madlene brownie, madlene cu nes, madlene cu macea și madlene red velvet. Ce mă bucură foarte mult, faptul că Uh, voi toți care ați luat aceste cursuri v-ați și pus pe treabă și am văzut rezultatele voastre care sunt formidabile, de marele arată senzațional de frumos. Uh, ce este foarte important în momentul în care uh, ne apucăm, citim un curs uh, sau creăm rețete, uh, mie îmi place să vin cu aspecte noi, cu diverse informații care să vă ajute sau să spunem cumva, noi variante de prezentare a acestor produse, și aici avem uh, câteva aspecte. Uh, tratăm adrenele cu fructe sau diverse incluziuni, pentru că, începând cu aceste rețete prezentate, uh, voi puteți uh, să vă jucați și să realizați noi rețete, ca să spunem noi, gusturi pe care să-i cuceriți sau cu care să-i cuceriți pe cei dragi. Avem madlene cu inserții și creme de decor. Vreau să vă spun că aceste madlene sunt absolut sensaționale pentru că le puteți prezenta la diverse evenimente, la candy bar, la nunți, ce să zic, veți cuceri pe oricine. Pe lângă faptul că le puteți prezenta la evenimente, puteți organiza și o cutiuță dulce pe care să o prezentați clienților, să aveți probabil săptămânal în cofetăria voastră sau să organizați la sfârșit, la sfârșit de săptămână, undeva în weekend. Sunt extraordinar de frumoase și ce să vă spun, vorbim de cu totul alte madlene, vorbim de un madlene la un alt nivel. Vom avea un jeleu de căpșuni un ganaz de ciocolată care are o ținută formidabilă, un căr cu calamansi și aici avem câteva variante, madlene brownie cu jeleu de căpșuni și ganaj de ciocolată. Este o nebunie ce să mai... Uh, Credeți-mă că am mâncat foarte multe <laughs> madlene. Ce să spun, îmi plac foarte mult, sunt minunate toate. Madlene cu vanile, jeleu de căpșuni și ganaj de ciocolată. Madlene cu nes și ganaj de ciocolată ar merge uh, servite lângă o cafea, o cafea așa cremoasă, cu multă spumă și delicioasă. Madrenele cu macea, gelu de căpșuni și căr de calamansi uh, este o splendoare, dragilor. Dacă nu ați gustat până acum uh, macea, este cazul să o faceți, pentru că macea uh, Pus într-o anumită cantitate, vine să îmbogățească fiecare produs în parte. Dacă se exagerează cu macea într-o rețetă, gustul nu va fi unul plăcut. Cum spuneam, într-un live, va fi un gust de iarbă și este cam neplăcut să simțim puțină iarbă, și atunci să punem exact cât trebuie și vom avea produse extraordinare. Madlenele cu cochilie din ciocolată sunt uh, o altă prezent, de fapt, reprezintă o altă prezentare a acestor madlene, uh, pentru că momentul în care gugi într-o madlenă uh, moale, umedă și uh, ajungi la cochilia din ciocolată, acea crocantă și delicioasă, este deja un alt gust. Este o nebunie, dragilor. Observați deja câte pagini are acest uh, PDF, uh, are 88 de pagini cu tot cu mesajul de final. Avem și o glazură roșie foarte frumoasă și foarte important, pentru că îmi place să prezint la fiecare produs în parte, termenul de valabilitate al madlenelor. Uh, și un aspect care contează foarte mult, uh, termenul de valabilitate al madlenelor este influențat uh, de modul lor de decorare, ca să spunem. Contează foarte mult în momentul în care inserezi o madlen, un jeleu într-o madlenă sau dacă îmbogățești madlena cu o anumită cremă, atunci termenul ei uh, de valabilitate depinde foarte mult de acele inserții și de acele creme de decor. Toate aceste aspecte eu le-am prezentat pe larg în acest curs. Cei care l-au printat deja cunosc toate aceste aspecte și mă bucur foarte mult dacă au citit absolut toate informațiile pentru că sunt absolut prețioase. Veți reuși să faceți madlene Uh, cum să spun, din prima, pentru că mie nu îmi place să pierd timpul. Știți lucrul acesta, îmi place să fiu uh, eficientă, nu mi place să stau foarte mult uh, să aștept după produse și atunci uh, metoda aceasta pe care eu o prezint în acest curs este una simplă, eficientă și cu rezultate formidabile. observați, deja suntem la istoricul Madlenelor. O să citim câteva lucruri, observațiile vin din Franța, au o istorie foarte frumoasă, eu am reușit cumva să citesc mai multe documentare sau do mai multe articole și apoi am extras, astfel încât la voi să ajungă o informație foarte frumoasă și deosebită. Uitați aici, indiferent de originea lor, aceste deserturi mici s-au răspândit foarte repede în toată Franța. Vă dați seama cât de entuziasmați au fost francezii de aceste minunate produse, pentru că în anul 1760 a început producția lor pe scală largă. Deci se o întreagă istorie aici, dragilor, Uitați cât de frumoase sunt. Cum spuneam și mai devreme, le puteți prezenta uh, la un candy bar sau uh, le puteți ambala în cutii frumoase, le puteți ambala în burcănașe deosebite și să le oferiți cadou celor dragi. Uitați și madrenele cu crema. Aceste madrene uh, pe care le puteți pune la orice eveniment festiv. Ele sunt atât de, cum de ușor de savurat pentru că pot fi luate cu mâna. Le luați direct și le savurați. Deci e cea mai mare plăcere a fiecărui consumator. A, uita ce frumos, aici o poză minunată, ce să zic, avem madrenele brownie și madlenele cu lămâie, cele mai deosebite borcănașe. Și minunatele madrene cu macea, dragilor, nu uitați, sunt extraordinar de bune acestea, dacă nu ați gustat macea, este cazul să o faceți. Așa, și vom trece la următorul PDF. PDF-ul Travel Cakes. Uh, trebuie să vă fac o mărturisire, dragilor. Uh, eu nu sunt mare iubitoare de Cozonac. Nu știu dacă ați observat acest lucru. Dar sunt mare iubitoare, admiratoare a checurilor. Le-aș mânca atât dimineața, la prânz, cât și seara. Îmi place chiar și la cafea să servesc un chec, pentru că este frumos, aerat, pufos, este absolut delicios și minunat. Pe lângă faptul că aceste produse le puteți realiza în forma lor uh, clasică. Uh, acest curs vine cu o nouă prezentare, cu o nouă abordare, astfel încât voi să puteți realiza produsele exact cum le au și marii șefi. Uh, acest PDF are 116 pagini absolut delicioase. De asemenea, pozele au fost realizate de Cristian, pozele sunt absolut superbe, uh, mă uit la ele și deja salivez ce să mai... <laughs> sunt minunate toate, dragilor, sunt foarte frumoase. Uh, uitați, ce, aici avem, chiar să fac o mică prezentare, aici avem checul cu lămâie, uh, cu un decor de caramel și chantilly, iar în interior acest chec ascunde un cărt absolut deosebit. Uh, avem uh, checul brownie, uh, mie îmi place foarte mult acest chec, uh, pentru că îmi place și ciocolata de altfel, uh, și decorat cu un ganaj extraordinar de frumos. Ce este un minunat la acest ganaj? Faptul că le puteți folosi atât la ca și inserție, cât și la decor. Și un alt secret este faptul că el poate fi folosit la torturi. Este atât de bun, are o, o ținută foarte frumoasă și poate fi servit exact din frigider. Mie nu-mi place ganajul acela foarte tare. Iar acesta este vis. Extraordinar de frumos. O uitați, aici avem uh, prezentată varianta checului de lămâie cu o inserție jeleu de căpșuni. Absolut delicios. Uh, urmează un chec cu mere, scorțișoara ananas, este foarte parfumat acest chec, este absolut deosebit. Uh, cred că copiii, dar nu numai copiii, cred că și adulții vor fi încântați de acest chec. El îmbogățit cu o glazură caramel și cu un chantilly deosebit, este absolut divin. Deci, fără cuvinte, dragilor, este absolut delicios, neapărat să le faceți pe toate, dacă încă nu le-ați făcut. Iar la final... Uh, avem checul cu pe pecan și caramelul uh, deosebit de care tot uh, v-am pomenit. Este un caramel foarte frumos. El este folosit atât la interiorul uh, checului, dar și la exterior. Este atât de bun acest uh, chec, atât de bine echilibrat, astfel încât voi să nu uh, simțiți nevoia să beți un pahar de apă după ce ați mâncat două, trei felii. Deci nu simțiți nevoia să beți apă după Atât de bine este echilibrat. Haideți să vedem uh, ce ascunde cuprinsul acestui curs. Pentru că este destul de stufot. Începem cu o introducere exact cum v-am uh, obișnuit, aspecte importante, unde sunt prezentate uh, toate ingredientele și modul lor, uh, să spunem, uh, de alegere la anumită făină, să spunem, uh, zahăr, uh, poate mierea folosită. Avem și formele de copt, pentru că în acest uh, curs. Uh, vom face checuri clasice, dar și checuri deosebite, checuri să spunem luxoase, checuri moderne, astfel că voi să îi puteți impresiona pe toți clienții cu aceste uh, forme deosebite, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că uh, aspectul contează. Dar mai mult de atât, Gustul uh, va rămâne exact unde trebuie. Gustul ajunge la inimă, dragilor. Nu rămâne doar întipărit în creier, dar ajunge la inimă. Deci avem formele de copt. E o, este o prezentare foarte largă a formelor de copt, pentru că avem și formele clasice. Avem forma specială paralipipedică și forma cilindrică. Sunt foarte larg prezentate aici. Uh, avem un capitol... Uh, destinat pregătirii formelor de copt, cum se pregătesc ele, cum puteți pune compoziția în ele, astfel încât voi, la final, să puteți coace și să extrageți corect checul, pentru că ne interesează foarte mult ceea ce punem la început, să iasă foarte bine la final, pentru că ar fi un dezastru dacă am rupe checul la final. Deci ar fi absolut dezastru. Și nu ne dorim acest lucru, pentru că după atâta muncă ne dorim rezultate formidabile. La realizarea rețetelor, cum spuneam, nu sunt doar patru rețete, sunt mult mai multe rețete pentru că la checul, de exemplu, checul cu lămâie și portocală este, ce să vă spun, absolut divin acest chec. Avem un cursanți care l-au făcut și ne-au spus, Teodora este formidabil, este extrem de aromat, așa și este, pentru că mie îmi plac lucrurile aromate și vorbim de produse absolut naturale. Deci totul natural, nu venim cu aditivi sau cu alte minune ale industriei, totul este natural aici. Uh, observați la fiecare chec în parte, venim cu modul de lucru pentru forma clasică, pentru forma paralelipipedică și cât, cât, și pentru cea cilindrică și observații importante de coacere, exact cum spuneam mai devreme, avem un jeleu cu căpșuni, un căr cu calamansi este absolut divin și o glazură cu ciocolată ruby pentru că ne plac culorile și aici lucrăm cu ciocolata ruby care este absolut fantastică și șantiliu cu mascarpone. La fel la ghecul brownie avem modul de lucru prezentat și avem ganajul magic de care vă o povesteam, care poate fi folosit în foarte multe aplicații de cofetărie. Avem și o glazură cu ciocolată, urmează ghecul cu nuși pecan, Cam aceeași istorie, glazura, ingredientele care sunt foarte importante. Caramelul Magic Monte, observați că el la pai aici sub două forme. În forma lui inițială, cristalizată, cât și în forma lui aerată. Urmează checul cu mere și ananas. Jeleul cu ananas care este absolut superb, deci este fenomenal acest jeleu. Îl veți mânca cu lingura, credeți-mă. Și cu glazura caramel este absolut divin. Iar aici avem prezentată, prezentat, de fapt, destul de mult de checurile clasice, cum se obțin ele, cum pot fi îmbogățite, cum se glazurează și multe alte detalii. Haideți să vedem ce urmează, dragilor. Travel Cakes, pentru că le-am numit Travel Cakes, poate mulți dintre voi știți că aceste checuri pot fi păsați la temperatura camerei câteva zile, dar în același timp trebuie să fiți foarte atenți în momentul în care decorați în tor un chec, să aveți în vedere ceea ce folosiți la interiorul lui, pentru că aceste produse de cofetărie, la fel, sunt influențate în ceea ce privește termenul de valabilitate de elementele inserate sau elementele de decor. Ce puteți face cu aceste checuri? Pe lângă faptul că le Puteți expune în vitrinele voastre dulci, exact așa cum sunt ele, și sunt sigură că veți fura privirile tuturor. De asemenea, le puteți porționa și le puteți folosi la evenimentele festive, la anunți, la candy baruri sau la o petrecere în curte. Mai este puțin și vine vara, și vă puteți bucura cu cei dragi de o citronadă minunată. Cu lămâie, de ce nu și cu soc și să serviți aceste checuri frumoase. Puteți de asemenea să realizați o cutiuță dulce cu aceste produse, le porționați și puneți toate aceste sortimente în cutie, iar atunci veți avea cutia de travel cakes pe care clienții voștri chiar o pot cumpăra de câte ori simt nevoia să mănânce un produs deosebit. Sunt foarte multe de spus despre aceste checuri, toate detaliile sunt în curs, uitați ce frumoase sunt, deci avem și forma lor clasică de chec, pentru că este foarte important să știți să obțineți și un chec clasic frumos pe care să-l puteți decora cu anumite elemente, astfel încât voi, dintr-un chec pur și simplu scos dintr-un cuptor, să aveți un produs final deosebit. Dragilor, eu vreau să mulțumesc tuturor care s-au înscris la curs la aceste cursuri, pentru că aveți aici de studiat o întreagă enciclopedie despre aceste produse. Nu mai zic rețetele, sunt absolut minunate. Cei care încă nu s-au înscris, mai au timp să o facă până pe 23 aprilie. Eu sper să vă placă toate rețetele, mai mult ca sigur vă veți îndrăgosti de absolut toate aceste frumoase rețete. Să vă bucurați de oferta de Paște, pentru că nu va mai fi această ofertă va dispărea pe 23 după 12 noaptea, deci începând cu ora 24, ora 0, nu va mai fi valabilă oferta. Prețul lor va crește. Eu sper că e de Paște să vă îndulcească așa cum trebuie. Fiți cât mai dulci și să ne auzim cu mare drag și abia aștept pozele voastre după ce veți face produsele și să spuneți și părerea voastră despre fiecare produs în parte. Fiți cât mai dulce, o seară minunată!